Bună seara, stimați telespectatori, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Am ales ca subiect astăzi națiunea română și reprezentarea parlamentară, având în vedere că se tot discută în această perioadă neagră a existenței omenirii, generată evident de conflictul militar din Ucraina, despre o altă poziționare a naționalităților, se discută despre fel de fel de proiecte, programe care să aibă în vedere un revizionism legat de anumite teritorii, pentru că asta presupune revizionismul. Chiar am urmărit un material în care, nu știu cât să-i dau sau nu crezare, Vladimir Putin solicita această idee a revizionismului pentru unele state, cum ar fi România, Polonia, și în condițiile în care acesta spunea că Ucraina este un stat creat artificial, desprins din unele state precum România, Polonia și Republica Moldova, însă de aici până la o situație concretă este drum lung, în condițiile în care statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună credință obligațiile ce îi revin din tratatele la care este parte, în condițiile în care statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună credință, repet, toate aceste prevederi, în condițiile în care statul întreține și dezvoltă statul român relații pașnice cu toate statele lumii, întemeiate pe principiul bunei vecinătăți, și tratatele ratificate de Parlament potrivit legii fac parte din dreptul intern, iar dacă un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea tratatului va avea loc numai după revizuirea Constituției. Cu privire la revizionism, marele diplomat român Nicolae Titulescu spunea în mod concret că revizuirea nu este o soluție, în condițiile în care adaptarea ei ar crea o diferență și mai mare și discrepanță de la o graniță la alta. Soluția este spiritualizarea constantă și progresivă a granițelor prin realizarea unui trafic vamal adecvat și o circulație liberă a oamenilor. Iată încă de atunci o opinie extrem de, zic eu, corectă în legătură cu revizionismul. Revizionism înseamnă de regulă revizuire. România, prin declarația Parlamentului României din data de 28 noiembrie 1991 cu privire la referendum organizat în Ucraina, în Kiev, de fapt, pentru independența Ucrainei, a declarat, avem 6 puncte, să spicuiesc foarte rapid, fiindcă v-am mai spus pe parcursul acestei săptămâni, de fiecare dată v-am adus în amintire această declarație extrem de importantă, este un act de politică externă, declarațiile, rezoluțiile și apelurile Parlamentului României spun, și foarte important este că România, ca recunoaștere constantă a prevederilor actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare de la Helsinki, consideră că discuțiile referitoare la anumite probleme legate de frontieră se pot face numai pe cale diplomatică. Prin urmare, prin acea declarație din 28 noiembrie 1991 a Parlamentului României, se stipula că este dreptul Ucrainei de a-și organiza un referendum cu privire la independența sa, însă statul român nu recunoaște ca acel referendum să se desfășoare în ținuturile care au aparținut României și au fost rupte din trupul României prin pactul Ribbentrop-Molotov, și este vorba de Bucovina de Nord, județele din sudul Basarabiei, ținutul Herței și ținutul Hotinului. Totodată, Parlamentul României cerea statelor care recunosc independența Ucrainei să nu facă același lucru și cu aceste teritorii care au aparținut României. În fine, se mai prevede în această declarație, se mai stabilește de către Parlamentul României ca
din partea României, dar și a Ucrainei, să aibă loc discuții legate despre aceste teritorii, să se formeze grupuri de prietenie care să aibă în vedere asemenea discuții și totodată se stabilește despre aceste teritorii, se aduce aminte despre pactul Ribbentrop-Molotov, declarat nul și neavenit la data de 24 decembrie 1990 de Uniunea Sovietică și la 24 iunie 1991 de către România. Însă despre aceste aspecte, pentru că, iată, am spus, speculațiile sunt extrem, extrem de diverse în legătură cu revendicări teritoriale, în legătură cu motivele care au generat invazia Ucrainei de către Federația Rusă, însă v-aș propune să urmărim un film foarte interesant cu un mesaj pe care mareșalul Antonescu l-a dat în condițiile în care se afla în Basarabia împreună cu regele Mihai și care el considera că o să stăruie peste veacuri. Rog regia, dacă este gata materialul, să putem să-l difuzăm. Totdeauna românescă, așa cum este și ființa, a avut loc în cadrul de mare sărbătoare națională, aniversarea a 25 de ani de la prima lipire a acestei provincii la patria mamă. Cu acest prilej s-au desfășurat mari festivități aniversare în prezența reprezentantului Maiestății Sale Regelui, a domnului mareșal Ion Antonescu, conducătorul statului, a membrilor guvernului, în frunte cu domnul prim-ministru Mihai Antonescu, a membrilor sfatului țării, care acum 25 de ani au semnat actul unirii, a reprezentanților armatei și ai tuturor provinciilor românești, a căror prezență a fost semnul solidarității nezdruncinate pentru stăpânirea poporului român asupra acestei provincii românești. O mulțime imensă a venit la Chișinău din toate colțurile Basarabiei pentru a sărbători unirea și pentru a mărturisi încă o dată încrederea în biruința românească. Mareșalul conducător, prin înțelepciunea și voința căruia ne-am întors iarăși la renumere de apărători ai civilizației și ai credinței creștine pe care l-am avut în trecut, a fost viu aclamat de mulțime pe tot parcursul drumului de la gară în oraș. Voința mareșalului a redat Basarabiei libertatea și onoarea. Basarabenii nu vor uita niciodată aceasta. Entuziasmul lor mărturisește recunoștința și dragostea credincioasă. Drumul de închinare și de proslăvire a trecutului românesc, renăscut în faptele de vitejie ale prezentului, s-a oprit întâi în fața statuiei voievodului, care a scris cea mai strălucită pagină a istoriei glorioasei Moldove, Ștefan cel Mare și Sfânt. Reprezentantul Maiestății Țării Regelui, mareșalul conducător și guvernul au depus coroane la statuia voievodului. În fața amintirii lui, sufletele s-au legat ca luptând să păstreze în veșnicie drepturile neamului. De la Ștefan cel Mare, ctitor de altare, fără asemănare până în zilele noastre, biserica a rămas temelia vieții spirituale a acestui neam. În biserica neamului s-a dus mareșalul ca să rostească în fața altarului conștiinței românești mărturie de credință și de luptă neînfricată pentru tot ceea ce este românesc. Ceea ce a spus mareșalul în catedrala de la Chișinău este crezul lumii românești de astăzi. Români de aici de pretutindeni, cinstim azi împlinirea unui sfert de veac de la reîntruparea Basarabiei în unitatea neamului prin voința poporului moldovean, care în martie 1918 și-a afirmat aici în Chișinău hotărârea lui de a reveni la trupul neamului românesc. Această închinare românească are azi o întreită semnificație istorică. Cinstim azi voința de viață, afirmată acum 25 de ani de moldovenii Basarabiei noastre,
cinstim în același timp fapta de dezrobire care în 1941 a șters din istoria noastră popasul întunecat al năvălirii din 1940 și mai pe sus de toate cinstim lupta eroilor noștri care au readus neamului pământurile care ale lui au fost și ale lui au să fie. N-am lovit în nimeni niciodată și niciodată neamul românesc n-a râvnit pământuri care nu erau ale lui. Noi nu putem fi acuzați că purtăm în răsărit un război de agresiune și de cotropire. Noi ducem un război sfânt de apărare a unității neamului și îndiguirea primejdii care amenință civilizația Europei. De aceea, atunci când nevoi de apărare militară ne-au cerut să ne apărăm pământul, ferindu-le de la distanță de o nouă năvălire de dincolo de Nistru, noi n-am dus acolo nici sabia răzbunării, nici grozăvia distrugerii, ci prin locurile pe unde am luptat și poposit, am dus crucea reîncreștinării și fapte de sprijinire a unei populații zdrobite de nedreptăți sociale. Români, din acest loc al suferinții românești, din acest loc unde sângele nostru a curs pentru apărarea drepturilor și onoarei noastre, dar și pentru apărarea crucii și a Europei, noi avem datoria să spunem că dacă n-am fi făcut așa, am fi trădat nu numai legile de onoare ale unității românești și ale istoriei pământurilor noastre, dar am fi primejduit însăși existența noastră latină la gurile Dunării și Marea Neagră. De aici, de pe pământul dezdrobit al Basarabiei, în această zi, care cinstește fapta de români și de oameni de stat, a celor care la 1918 și-au scuturat jugul pentru ca prin voința lor să asigure unitatea neamului, afirm dreptul nostru asupra acestui pământ, dreptul nostru la onoare și la unitatea ființii românești. Pământurile unui neam sunt părți din sufletul lui și nimeni nu poate și nu are dreptul să le uite sau să le trădeze fără a-și trăda propriului suflet de român. Oricare ar fi aceste pământuri, noi avem datoria să luptăm pentru ele. Azi urez neamului întreg și cer românilor de pretutindeni să-și unească credința, munca și jertfa, pentru ca să asigurăm temeliile veșnice ale unității românești de totdeauna și rostul nostru în Europa de mâine. După ce a rost curs din catedrală, mareșalul conducător a primit defilarea, omagiu de tinerețe și de voință românească al Basarabiei. Marșul nebiruinței românești răsună în voie pe pământurile eliberate. Este cântecul tinereții, din care va crește și se va înălța în soare viitorul neamului. Mareșalul conducător s-a întreținut cu personalitățile vieții românești venite din toate colțurile țării. Majestatea sa regele Mihai I, însoțit de domnul mareșal Antonescu, comandantul de căpetenie al oștilor româno-germane din sud, a vizitat pozițiile avansate ale frontului din Ucraina. Thank you.
fel de al trupilor care operează în Ucraina, domnul mareșal Ion Antonescu stabilește planul de operațiuni pentru încercuirea Odesei. Da. Invitații mei din această seară, domnul John Ion Banu Mușcel, președintele Partidului Națiunea Română. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, domnul Sultan! Bună seara, doamnelor și domnilor! Cu același drag să fiu în atenția dumneavoastră în seara aceasta. Domnul Cătălin Iordache, analist politic și antreprenor. Bună seara, domnul Iordache! Domnul Ovidiu Hurduzeu, care este vicepreședintele Mișcării Pământul Strămoșesc. Bună seara, domnul Hurduzeu. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara, domnule Sultan. Și încep cu dumneavoastră, în primul rând. Ce concluzie putem trage din ceea ce s-a întâmplat în 1943, ceea ce am văzut din acel film păstrat în Arhiva Națională de Film, deci un discurs extraordinar, un discurs în care a spus pământul acela va fi și va rămâne pentru totdeauna al României. Vă rog. Sunt momente absolut emoționante, zguduitoare chiar pentru conștiința noastră și astăzi retrăim acele momente și chiar acea tragedie de atunci. Vedeți că istoria se repetă ciclic și trebuie să învățăm și din lecțiile ei, care din păcate le uităm mereu. Ce pot să spun mai mult? Da, acesta Basarabia va fi mereu pământ strămoșesc, pământul nostru, este parte din ființa noastră națională atunci și acum, și nimeni nu va putea schimba această situație niciodată. Asta trebuie să fim cu toții conștienți de acest lucru și să luptăm să menținem această conștiință vie a Basarabiei Pământ Strămoșesc. Pe de altă parte, situația de astăzi este o tragedie. Un război este o tragedie, mai ales un război atât într-un fel atipic. Este vorba de un război între, hai să spunem adevărul, este un război între frați. Exact. Între frați, nu este... Este ceva absolut zguduitor. Este urmarea unei, de fapt, situații din 90, destrămării Uniunii Sovietice, care, vedeți, noi după 30 de ani am zis că bine, au apărut acele state naționale, s-a rezolvat totul, nu s-a rezolvat. Mai sunt încă multe, multe drame în acele teritorii care, după cum vedem acum, nu oamenii politici, oamenii mai mari acestei lumi, nu au avut înțelepciunea să le rezolve așa cum trebuie. Care ar trebui să fie poziția noastră? Pe care eu am afirmat-o foarte clar de la bun început, mișcarea noastră Pământul Strămoșesc este următoarea. Trebuie să milităm pentru pace, în primul rând pace, pentru neutralitatea României, deci nu, aici nu se discută, trebuie să rămânem neutri în acest conflict. Și după aceea, rezolvarea problemelor prin negociere. Nu există altă șansă. Deci aceste trei lucruri trebuie îndeplinite. Orice altceva, după mine, orice altă atitudine este propagandistică. De o parte sau de alta. Și nu vă supărați, sunt sătul de propagandă. Știu. 30 de ani am trăit în România, în propagandă, am lucrat chiar la editura politică 4 ani în domeniul propagandistic. În Statele Unite am
și acolo am fost bombardat cu propagandă de război în timpul războiului Golfului, în timpul războiului Irakului, tot felul de războaie. Deci nu vreau să mai discut o poziție sau alta, mai ales că nu sunt corespondent de front. Nu știu care e situația de la fața locului. Corect. Dar ceea ce știu foarte clar este atitudinea noastră, ce trebuie noi să facem ca să ne salvăm națiunea română, fiindcă trebuie să fim foarte, foarte conștienți că este un moment extraordinar de greu în care întreaga noastră ființă națională este amenințată. Corect. Și dacă nu luăm o atitudine și dacă încercăm să, cum să spun, să, ca niște copii de aia răsfățați, încercăm să ne jucăm cu focul, putem să, cum să spun, să facem un incendiu de proporții chiar mondială. Deci nu trebuie să ne jucăm. Maximă responsabilitate. Este foarte greu să ceri responsabilitate unei clase politice absolut irresponsabile care a dat dovadă de acum de lipsă de maturitate în toate domeniile, nu numai. Ce să-i cere acestei clase politice când ea nu și-a putut rezolva niște probleme extraordinar de, cum să spun, ușoare care da, trebuie banale, care banale rezolvate în domeniul economic, în domeniul... Da. Și acum s-a văzut pus în această situație gravă și vedem totuși că... românii și-au dovedit solidaritatea, umanismul față de vecinii noștri din Ucraina. Da. O să discutăm foarte mult despre acest subiect, mai ales că în partea a doua o să intre în direct cu noi prin telefon domnul George Șișcu, deputat din partea PNL în Parlamentul României, care este prezent zi de zi la Isacea. Chiar am vorbit cu dânsul mai devreme, conducea o familie de ucraineni și o să, către Constanța, nu mai știu unde, și dacă reușim să-l prindem, dacă are semnal, am vorbit cu dânsul astăzi, domnul Nicolae Pecipski, care este deputat din partea Uniunii Minorității Ucrainene din România în Parlamentul României. Însă, până în partea a doua, domnul John Ion Banu, președintele Partidului Națiunea Română, tocmai Națiunea Română, ați auzit în discursul său, mareșalul Antonescu vorbea despre Națiunea Română, a vorbit despre pământul strămoșesc, termen care, iată, nu întâmplător sunteți aici alături de domnul Ovidiu Hurduzeu, și vă întreb, Națiunea Română, Partidul Națiunea Română, are în vedere ca Națiunea Română să redevină o națiune în adevăratul sens al cuvântului și prin, nu neapărat acapararea, prin încercarea de a ne uni cu Republica Moldova, de a ne reveni vechile teritorii, bineînțeles, pe cale diplomatică. România n-a fost niciodată un stat agresor. Da. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a asigura pe toată lumea că noi nu suntem pentru rezolvarea niciunui fel de conflict teritorial sau de orice altă natură prin a lăsa armele să vorbească, pentru că orice viață, o singură viață pierdută pentru asemenea cauze, ca să spunem așa, este o greșeală, atât chiar și pagubele materiale pot fi considerate pierderi care nu și-au rostul. Deci, diplomația, așa cum am mai spus și înainte, este în primul rând în obiectivul nostru și întotdeauna am spus, dacă aș fi președintele României, am candidat la președinte, m-aș fi dus la domnul Putin și să bea o vodcă și să discutăm. Dacă v-ar fi primit. Dacă v-ar fi primit, nu văd de ce să nu v-ar fi primit. Însă totuși aș vrea să vă discutăm, întreb ceva. Pentru că veniți din Statele Unite ale Americii. De 6-7 ori pe an veniți în România. Să fie oare această teamă sau care erau înainte de a veni dumneavoastră în România? Pentru că ați venit de circa o săptămână și jumătate. Două săptămâni. Da. Două săptămâni. Care erau acolo totuși teoriile legate de faptul că totuși, dintr-o dată, Federația Rusă s-a gândit să vină cu această idee, domne, dacă nu
creați o stare de neutralitate în zona Ucrainei. Această temere de armele pe care NATO le-ar putea introduce în Ucraina, chiar dacă vorbim de arme defensive, pentru că asta înseamnă NATO, ar fi avut, eu știu, pentru Uniunea, pentru Federația Rusă ar fi constituit o temere? În mod sigur, da. Iar această teamă, să spunem așa, este împărțită în două. Unul sunt generalii din armata americană, care a spus de mult că rușii vor un fel de tampon, o zonă de siguranță, și acest lucru trebuie să fie respectat conform tratatelor care au existat între Uniunea Europeană, că nu era pe vremea aceea între aliați, erau între aliați, da? Și membri organizați, exact, pentru securitate și cooperare. Și de atunci s-a spus și există, da, această teamă, și această teamă s-a arătat și în războiul din Georgia în 2008 sau 2009, nu mai țin minte, când rușii au luat o perioadă. Și 2014, același lucru în Crimea, da? Numai departe de acum 5 ani. Deci, iată, această temere se știa și era justificată și a fost semnale. Generalul McGregor, acum 3 zile, a spus clar, acest lucru trebuia ținut în vedere, nu trebuie pusă Rusia într-un corner. Ok. Nu s-a ținut cont și iată unde suntem. Dar în același timp, vedeți, noi vorbim de națiune, noi vorbim de respectarea integrității și nu numai a integrității, dar a spiritului nostru, a neamului nostru și nu numai al nostru, a națiunilor în general, așa cum a fost omenirea creată, când a fost creată, de cine a fost creată, cum a fost creată, dar a fost creată pe națiuni și națiunile au trăsături diferite. Dar aici devine utopia cea mare. Vorbind de Europa naționalităților, păi tocmai de aceea vreau, că aici vreau să vin. Aici vreau să vorbim. Aceasta devine o utopie, pentru că Uniunea Europeană spune noi, renunțați la suveranitatea voastră. Renunțați, bine, suntem un stat federal. Nu în totalitate. Okay. Hai, nu intrăm în amănunte. Limitată, da. O cât de limitată? Păi nu. În clipa în care ai o armată comună. În clipa în care ai o armată comună. Nu există o armată comună a Uniunii Europene. Se discută despre acest subiect. Eu n-am spus că există, dar există această tendință. Da, există. Okay. Deci există clar în Parlamentul Uniunii Europene, s-a spus clar, renunțați, și de ce n-ați renunțat până acum la suveranitate? Aici vorbim de o suveranitate legislativă, nu vorbim de o suveranitate teritorială. Okay. Pentru că actele Uniunii Europene au prioritate mai puțin în fața Constituției. Okay. Vă rog. Cine conduce o țară? Se conduce politic. Sigur. Legislativ. Așa este. În clipa în care legislativ nu mai ai nicio putere, nu spui, domnule ta, mie că ai o putere teritorială sau în alte principii. Deci undeva este o utopie a Uniunii Europene. De aceea... Bă, opinia dumneavoastră. Este opinia mea, categoric. Sigur. Nu este o opinie care să spune bătută în cuie sau cutare, dar așa pare. E, Uniunea Europeană și-a pierdut foarte mult din rolul ei. Sunt de acord cu dumneavoastră. Tocmai pe acest motiv, pentru că este foarte greu ca națiunile, și asta nu o spun eu, o spun istoricii, o spune istoria, nu numai istoricii, istoria în sine. De ani și ani, de mii de ani, națiunile n-au putut să se înfrățească, să discute. Nu văd eu cum noi românii vom fi atât de prieteni, frați, și să ne iubim cu Nord-Coreea. Am zis o țeară. Dar să trăim în condiții de pace și Etiopia. Securitate, da. Sigur, una este asta. Deci este ca și comunismul. Sistemul comunist a fost utopic. El la fel nu a ținut cont de trăsătura comună a omului, care este simțul proprietății. Comunismul a zis nu. Toți sunteți egal. Da, proprietatea aparține poporului. Exact. Da.
ei n-au fost comuniști. Comunismul, sistem, n-a apărut niciodată. Au ajuns până la socialism pentru că și-au dat seama că e mult mai bine să fii socialist și după care au zis, nu mai vrem nici socialist și au făcut așa zisa revoluție și acum suntem capitaliști. Domnule, în Constituție este recunoscută de Revoluția din decembrie 89. Constituția... Atât timp cât a fost, păi da, atât timp cât a fost aprobată de popor prin referendum. Okay. Modificarea din 2003. Asta e. Asta nu înseamnă că n-am dreptul să știu precis ce implicare au avut americanii și ruși în Revoluția noastră. Da. Fără ruși nu se făcea nimic. Da. Acum, să mă scuzați. Dar bine, așa cum dumneavoastră și mai ales cu dânsul a trăit sub comunism, știm exact ce libertăți erau sub comunism pe vremea aceea. Stați că n-am terminat. Deci știm ce... Și dacă tu îi spui mie că dintr-o dată au apărut patrioții și au trebuit să-i dea jos pe securitatea românească care ne ținea mai rău ca acum în frâu, mi-e cam greu să înțeleg. Da, okay. Sunteți deci, integrat acum între mașini de luptă, cum vă vedeți acolo. Este o rușine. Nu, nu, nu. Ce fac este pierdere. Rușii, eu înțeleg că sunt în corner, eu înțeleg că șapără cumva... Nu s-ar fi gândit să întâmpine o asemenea rezistență din partea... Care este rezistența? Că aici e o altă discuție care... Este o rezistență care este discutabilă. Nu, cel puțin din ce văd, văd niște coloane de ruși mergând, nu văd război, nu văd... front. Păi, nu văd nimic. E o chestie... Păi e vorba de câștigarea, cucererea unor orașe foarte mari. Domnul moderator Sultan, este o chestie militară în care nu vreau să intru. Am mai văzut războare, am training militar, sunt tanchist, capitan, deci cam știu ce înseamnă o luptă, că am făcut astea. Nu văd, nu se arată, lumea vorbește de manipulare și așa mai departe, mediatică, de interese. Sunt multe, dar noi nu discutăm. Noi discutăm și îl las mai degrabă pe dânsul să spună, mingea ridicată, cum se spune, la fileu despre de ruși, ca și noi să avem o apă la moare, vorbesc numai în, mă uit mai mult la dumneavoastră, vorbesc numai în proverbe românești, apă la moară, ca să ne recuperăm Bucovina. După părerea mea, Moldova este cam o cauză pierdută. Moldovenii nu prea vor să vină. Domnul Hurduzeu, e o cauză pierdută unirea cu Republica Moldova? Nu, cred că... Din punctul dumneavoastră de vedere sau din punctul moldovenilor sau din punctul lui Maia? Sandu. Maia Sandu, Maia, nu. Acum e destul de complicat. Însă imediat revenim asupra acestui subiect. Păi este subiectul. Însă ce e important? Este subiectul pentru că să nu uităm și vă ajungem în partea a doua. Să nu uităm ce a zis Parlamentul nostru și asta este titlul emisiunii noastre, Parlamentul și Națiunea. Perfect. Parlamentul 91 a spus clar, Bucovina, hai să o discutăm, nu o recunoaștem. Deci asta este important. Într-o declarație politică și nu este a mea, este a reprezentanților unei întregi populații. Perfect. Deci nu este a mea. Domnul Cătălin Iordache, Rusiei au fost impuse sancțiuni economice crezând că poate vor avea efectul de a-i face pe ruși să renunțe la ideea de a invada anumite orașe, însă și la ideea de război. Ca un răspuns la domnul Banu, atacul pe care îl fac deocamdată, îl face armata rusă, nu e unul cor la corp. Ei atacă prin aer, atacă prin fel de mijloace. S-au învățat foarte bine, americani. Știți foarte bine, e cea mai simplă modalitate. Știți bine că există aproape de Kiev o unitate extrem de masivă, formată din tancuri, din așa mai departe. Domnul Cătălin Iordache. Păi, îmi amintesc că am văzut în ultima vreme mari luări de poziție împotriva atacului acesta rusesc în Ucraina și este firesc această luare de poziție. Dar la fel îmi amintesc că niciodată nu am văzut o luare de poziție de asemenea factură atunci când americanii scriau în Belgrad Happy Easter pe bombele pe care le lansau, atunci când și știm toate atacurile pe care le-au făcut de-a lungul acestei perioade. Cu toți condamnăm acest atac, cu toți ne întrebăm de ce este nevoie să moară oamenii în 2022, în acest secol. Nu există niciun fel de explicație pentru lucrul acesta, dar cred că vinovați sunt toți cei implicați în această mare mizerie care se întâmplă.
Și cred că în aceeași măsură sunt și factorii din umbră ai atacului. Despre cât de rapid cuceresc rușii o țară precum Ucraina, ce să vă spun, cred că orice om care a făcut armata își poate da seama cam câte ore sunt necesare dacă se vrea această cucerire. Ce cred eu că nu s-a vrut de la început, pentru că rușii, mă gândesc acum, știți cum opinăm toți și ne aiut de la crângul despre ce face Putin. Suntem departe, dar cred că așa ca om care a făcut armata, care am structură militară, cred că ce face Putin în întârzierea aceasta de a ocupa Ucraina este să-și conserve cucerirea. Nu, probabil nu-și doresc. Și negocieze de pe alte poziții. Dar nu-și doresc acolo. Vă rog, țineți ideea, dar sunt de acord cu dumneavoastră 100%. Vă rog. Rușii merg la un pas încet să dea timp la negocieri. Ei au cerut negocierile, ei s-au dus în Belarus și ucrainienii n-au venit a doua zi, au venit a treia zi la discuții. Este ceva ce nu este... Ce s-a întâmplat. Este o chestie de lipsă, de respect. Am înțeles că și Georgia a cerut astăzi și iarăși mi se pare o politică din aceasta agresivă împotriva Rusiei. Împotriva Rusiei. De data aceasta, am învățat un lucru și la lupul cel mai blând să nu iei osul din gură. Eu asta am învățat de când eram mic. Foarte bine. Și observ că toată lumea trage de osul lui Putin. Am văzut acum că Georgia a făcut o cerere în condițiile acestea de conflict. În condițiile în care nu trebuie agitate lucrurile, văd că forțe externe agită continuu trăgând de osul lui Putin. Nu fac altceva decât să-l zgândere, dorindu-se o acțiune probabil negândită a acestuia pe bază de, nu știu, într-o stare de nervozitate, nu cred că vor obține. No. Oricum am discutat despre acest Putin, el este liderul celor mai mari puteri nucleare a lumii și a unui stat, a unui fost imperiu. Da. Nu cred că a ajuns acolo dând dovadă de nechipzuință, ci din contră, poate era intenție, da, dar nu nechipzuință. Nu este un om care să acționeze la nervi. Corect. Nu putem discuta despre el ca despre un cetățean care s-a supărat undeva în Cismigiu că i s-au furat ziarele. Și aș vrea să vă complectez. Hai să zicem ce e drept. De ce spunem Putin și nu zicem Federația Rusă? Pentru că Putin nu stă călare pe undeva cu o pușcă mitralieră și un bici să-i pună pe toți rușii. Sunt toți rușii! Vă explic, domnule, de ce că este invazia rusească, nu a lui Putin. Dar cine a zis că e a lui Putin? E armata? Toată lumea zice că e a lui Putin. Vă rog, domnule Iordache, imediat, da. Se presupune... Și cu Hitler. Că nu era numai Hitler peste tot. Domnul Iordache. Cred că vă amintiți și de vremurile când Ceaușescu își făcea cărțile pe aici, că era invazia lui Ceaușescu, dacă era nici doar a populului sau a generalului. Ei erau sluși, așa că acum sunt în față. Nu era niciun sluși. Vis-a-vis de situația din Ceoslovacia? Nu. Acolo a fost voința. Toți oamenii, Ceaușescu conducea cu încă 50 de producători. Nu cred că ți-o punea cineva. Pentru că aveau multe de câștigat fiind în poziția de ce erau. A fost și acolo 50 de oameni care îl consiliau. Decizia era tot atât de vinovat era și totdeauna a președintelui, a Ceaușescului. Iar acest domn Ceaușescu decidea numele lor. Se presupune că și acum se întâmplă la fel în Rusia. Și dezinformat. De aceea toată lumea îi atribuie domnului Putin sau tovarășului Putin sau cum doriți să-i spuneți. Este o chestie normală, dar vreau să spun că în opinia mea Federația Rusă este de vină. Nu neapărat Putin. Că l-au pus pe Putin Federația în putere. De ce? Păi ei țin toate, ei fac toate arăși. Ei o dau în taxele. Cine dă ordin? Nu contează. Putin. Toată lumea își alege unul să dea ordin, dar ei... Haideți să ascultăm opinia domnului Dumnezeu. Pentru că, domnul Dumnezeu, cum vă situați în legătură cu această mică dispută legată de interpretarea cel care are puterea de decizie în a fi declanșat acest conflict. Vladimir Putin cu de la sine putere, ceilalți ascultându-l fără niciun fel de ingerință sau s-a consultat cu Duma de stat și a luat această decizie? Din punctul nostru de vedere. Da. Nu putem ști noi exact ce s-a întâmplat, dar el, de regulă, cu ce se duce la Duma de stat, n-au curaj să-i spună. Păi v-am numai episodul acela atât de cunoscut și care s-a tot plimbat prin toată media cu Oleg Deripaska, cu regele aluminiului, când în fabrica lui Putin era
impus să acționeze și în 3 secunde s-a rezolvat totul. Care este unul dintre cei mai puternici oligarhi ruși. S-a întâmplat acolo cu toți oligarhi. Sunt prea multe coincidențe întâmplate în lumea asta și cu ceceni și cu georgieni în virtutea celor care s-a opus lui Putin. Nu puteți spune că s-a opus Federația Rusă. Sunt situații unde el foarte bine, bazându-se și pe vechea profesie de ofițer KGB, a știut să gestioneze aceste situații. Gândiți-vă cât de puțin ține cont de poziția NATO în tot această luptă. Dar de poziția lui generalului. Totuși e teamă de NATO. Foarte teamă de NATO. Dați-mi voie să spun următoarea și pe urmă că l-am uitat pe... Nu l-am uitat, e aici. NATO, la ora actuală, chiar dacă e împărțită și e cu tare, trebuie să adune forțele, îi depășește în forță pe ruși, pe federalii ruși, dă deoparte și îi bate, dar nu se vede cu sau fără arme. Nu se știe niciodată. Asta este o prezumție. Eu ce am observat acum foarte clar. Nu știu ce echipamente pot să aibă rușii. Ce pot să confirm este să n-ajunge la așa ceva. Sigur. Însă vederea armatei americane. Și pe domnul Dache și pe domnul Huduzeu, cât de mult contează poziția Germaniei, având în vedere care că acum fostul cancelar Helmut Kohl este acționar majoritar sau ceva de genul în Ucraina, nu știu ce, da, deci și mai mult decât atât, în cazul, sunt parțial, nu imparțial. În faptul că Germania este încă o putere, însă din punct de vedere economic avea foarte multe contracte cu Rusia. Aia e problema. Cred că cel mai mult contează nu poziția Germaniei, ci poziția Chinei și ați văzut și am observat un lucru că au luat act de faptul că Putin a mobilizat forța nucleară și au transmis că sunt, ați văzut, parteneri nu aliați și l-au rugat să dezamorseze această situație. Teoretic America, e simplu să-i dai o declarație. Practic, cu siguranță, dacă intervine un conflict, nu știu care va fi poziția. Statele Unite cu aici siguranță nu pot face față celor două conflicte care se prezumă și al doilea conflict. Aici domnul Banu ne va răspunde. Vine din Statele Unite în față de ceea ce spune domnul Cătălin Iordache. Poate face față Statele Unite niciodată împreună. Nu? Pentru că acum China amenință Taiwanul. Eu nu sunt nu-i amenință deloc. Nu, da. Totuși, este tot o chestiune de a cui este insulația. Exact. Deci, părerea mea... Exact de revizionism. Haideți exact să vă spun o chestie foarte și personală, dacă vreți. Soția mă sună la 5 dimineața, mă scol speriat, ceva s-a întâmplat, îți cumpăr avion să vin America. Păi nu vreau să vin, nu mi-e frică, nu vin rușii peste noi. Bilet, nu am aceasta. Să-mi ia bilet de avion. Avion, dacă v-am luat avion. Nu înțeleg că trebuie spectatorul. Dacă aveți bani să vă luați avion. Dar nu e, în sfârșit. Să vă cumpărați un avion, păi... Nu e problema. Un avion nu costă așa de mult. Să nu înțeleagă lumea că John Ion Banu de la Ban poate să-și permite să ia și un avion. Da. Ar fi bine. Să trecem peste avion, că nu e așa costisitor un avion. Depinde când ce îți iei un dacă e un de la de două locuri, Bentley aici e mai costisitor și 40.000 de euro de la de un loc sau două. Știu că dacă să vă spun. Ideea era că eu i-am spus stai liniștită, rușii nu vin și mai ales rușii de frică să-și arate puterea, arată niște arme care au fost nucleare, care spun că sunt nucleare, care de fapt sunt mock-ups. Sunt machete, ca să spun. Aș face o mică precizare în acest punct. Pentru deci că nu va fi război mondial. Eu asta sperăm. Și mai ales în nuclear. Întrebarea care frământă acum toată România și văd și pe rețele de socializare și am constatat un lucru, cunosc bine situația din farmacii. E nebunie cu iodul. Toată lumea își face depozite de iod. Nu se mai găsește iod la depozitele de farmacii, nu se mai găsește în farmacii. Sigur, cred că există o grămadă de oameni care vor să trăiască cu 2-3 ore mai mult în cazul război nuclear, e sigur că iodul nu face bine decât la tiroidă. Lucru despre care vreau să vorbesc și despre care trebuie să înțeleagă toată lumea este că istoric s-a dovedit că rușii își doresc întotdeauna o Românie unită. Rușii nu și-au dorit niciodată și atunci când americanii au propus după război dezbinarea, desfacerea acestei țări, rușii nu au fost de acord și au sfătuit să fie păstrată integral. Își vor dori o Românie independentă, păi nimeni nu e tâmpit să stea cu lupte de gherilă prin România când el vinde gazul de 3 ori mai scump decât oricui altcuiva aici. Nimeni nu-și dorește un stat, pentru că presupunem prin absurd că vor veni și vor cuceri România, se vor învecina cu Iugoslavii. Știți ce factură au Iugoslavii? Și atunci nu-și doresc. Își doresc întotdeauna stat tampon. Ce vă complexez cu asta? Da. Care?
Putin a spus așa, Uniunea Sovietică era prea mare ca să fie administrată și de aceea au împărțit-o și i-au dat pe ăsta. A spus el, nu eu. Da, da. Tot Putin a spus că Ucraina a fost creată artificial. Păi asta am și spus. La dorința Rusiei, că nu putem Stalin, să... Exact. Stalin a făcut cadou. Da. România, știți bine, și Hrușov din a făcut Uniunea asta? Sovietică și din Polonia. Exact. A creat... Hrușov, care era bun. Exact, un ucrainian. Da. Și acum să ne spună și domnul Hudruzeu. Imediat, domnul Hudruzeu. Da, imediat. Vă rog, domnul Hudruzeu. Deci, haideți să revenim la, sigur, la Putin. Vă rog, iar la Putin. Deci, da. Domnule, e omul cel mai discutat. Putin. E pe... Peste tot Putin acum, e noi și da, Putin e, iară, ucigașul Putin. Sau cum nu știu dacă spune, e chiar așa, nu știu, putem să spune. Ne lansăm sau că putem să-l facem, e nebun, e da, paranoia. Nu, ucigașul, nebunul, da. Nu știu. Păi era și Milosevic nebunul. Nu era suntem, și... noi ținem partea, dar nu putem jigni un vreau să spun, vreau să spun propaganda. E adevărat că este ceva la modă să avem un... Nu e o soluție înțeleaptă. Este ceva la modă să avem un conducător care mental este chestionat. Da, și vorbim de Biden. Se încercau fel de fel de, eu știu, interpretat domnul Banu, cum că domnul Putin stă la o distanță de 6 metri de oricine. Să nu se îmbolnăvească. Nu, nu știu care e teama. Sunt regime făcute de cum. Nu, dar chiar stă. Se întâmplă peste tot. Și pare că după ce ajungi să cunoști oamenii, și eu mi-aș dori să stau la 6 metri de oricine. Ajungi la un moment dat să înțelegi cum funcționează această lume și să-ți dorești numai să... distanță. Ok. Da. Să-și ducă ideea după aceea și după aceea. Nimic nu da. Justifică calificativul de nebun al acestuia, dar nici nu poate justifica maniera grotească în care a atacat un stat și în care a produs pierderi de vieți omenești în acest secol. Nimic. Sunt de acord. Repet, absolut nimic nu califică și nu justifică lucrul acesta. Deci, vreau să spun despre Putin. Putin nu e Stalin. Deci asta e clar. Nu are, adică în sensul că nu are puterea lui Stalin. Deci nu este un dictator absolut totalitar. Și de ce? Nu fiindcă poate Putin ca om nu și-o dorește. Faptul că în Rusia este foarte puternic acel complex militaro-industrial care are un cuvânt foarte, foarte mare de spus. Putin poate să aibă control asupra oligarhilor, asupra clasei politice, asta e altceva. Dar complexul industrial-militar este cu totul altceva. În al doilea rând, toată vina îi se pune în cârca Federației Ruse, fiindcă ea este cea care a făcut agresiunea, deci teoretic. Dar eu văd o foarte mare vină o are și partea ucrainiană și mai ales acel Zelenski, care a făcut cu câteva zile înainte de atacarea Ucrainei, a făcut niște declarații irresponsabile. Spunea că vrea armă nucleară, vrea să intre în NATO. Vreau să fiu foarte clar cu această intrare în NATO. NATO nu are o politică a ușilor deschise în sensul că oricine poate să intre în NATO. Se spune foarte clar în tratat că acea țară care este invitată și intră în NATO trebuie să aducă stabilitate, să fie furnizoare de stabilitate. Păi cum poate să fie Ucraina furnizoare de stabilitate pentru Europa în momentul în care Rusia îți spune dacă a intrat, Ucraina în NATO, eu fac, sunt dispus să folosesc arma nucleară împotriva NATO. Și ca să vă completez, să ne gândim ce sacrificii cumva a făcut România ca să intre în NATO, nu? Având semnat contractele care... Bine, da, NATO, Federația Rusă la intrarea României nu s-a opus. Nu s-a tratatul de aderare la NATO, la Alianța Nord-Atlantică, a fost semnat de Adrian Năstase. În 2004. Adrian Năstase. Președinte era Constantinescu, nu? Nu. Nu? Era Ion Iliescu.
2004. Okay, dar domnul Constantinescu a fost pentru... Revenim, rămâneți pe Capital TV. Aducătorule de bunăstare, bucurie și iubire, te-ai arătat nouă celor ce ajutorul tău l-am cerut? Arată-te și nouă celor ce azi în casa noastră te cerem să vii spre ajutorul nostru și al celor dragi nouă. Și fă ca viața noastră să înflorească prin aducerea în viața noastră a Sfintei Icoane ce nu întâmplător ne-a fost descoperită nouă. Prin Sfânta Icoană vă aduceți în casă bucuria în locul întristării. Cei care l-au luat pe Sfânt ca protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Sunați acum! Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce îți vor schimba viața. Sacroterapia, enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764-99-99-99.
Am revenit în platou Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii, Realitatea în politică. Subiectul ales de noi este națiunea română și reprezentarea parlamentară. Am vorbit mai puțin despre reprezentarea parlamentară, fiindcă în ultimii ani, pot să spun, Parlamentul și-a cam dovedit lipsa de inspirație în a elabora acele acte normative care să ridice nivelul de trai al cetățenilor români sau să creeze un nivel de trai decent. Însă, privitor la națiunea română, privitor la ceea ce se întâmplă acum, când națiunea română a dovedit că este atât de solidară, atât de umană și atât de bine intenționată în a primi, în a ajuta, în a contribui la trecerea mai ușoară peste aceste probleme cu care se confruntă ucrainienii. Atât prin cele trei puncte de frontieră, și aici mă refer la Isacea, la Siret și la Sighet, România au dovedit că sunt extrem de primitori, au fost lăudați atât de președintele Zelenski, cât și de Ursula von der Leyen, președinta Consiliului European. Înainte de pauză, domnul Hurduzeu, dacă nu mă înșel, discutam despre ce ar putea, sau îl întreb pe domnul John Ion Banu, care credeți că va fi deznodământul în continuare al acestui conflict? Dacă dumneavoastră credeți că tratativele de pace între cele două state vor reuși să ajungă la un numitor comun și dacă omenirea este în pericol? Iar îmi puneți 7 întrebări care uit pe ele despre... Le luăm la rând. Dar înainte de a răspunde la aceasta, aș vrea să vorbesc despre Parlamentul României. Vă rog. Care la ora actuală, chiar în, acum, în actuala situație politică, este zero. Nu are nicio putere. Este bypassat, este dominat de guvern. Guvernul la ora actuală, care este jumătate din executiv, ca să spunem așa, și nu este legislativ, are în subcentură 60 și ceva la sută din Parlament, nu? Susținere. E normal. De ce e normal? Nu e normal. Pentru Nu și-ar putea îndeplini programul de guvernare. Nu. Trebuie să aibă susținerea. Încă o dată. Atunci cum își îndeplinește programul de guvernare? Deci, încă o dată, vreți să repet. Nu. Spuneți-mi de ce. Parlamentul este cel care conduce în țara asta legislativ. Guvernul trebuie să asculte de Parlament. Ori în clipa aceasta, nu spuneți nu, este este... Și vă spun și de ce. Nu trebuie să spuneți că știu de ce. Separația și echilibrul puterilor în stat. Nu. Spune Constituția la articolul 1, aliniatul 4. De ce spun România se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor în legislativă, executivă și judecătorească, în cadrul democrației constituționale. Domnul moderator. A spune că guvernul se subordonează Parlamentului a încălcat principiul separației și echilibrului puterilor în stat. Greșesc total. Și sper ca alți avocații constituționaliști să mă asculte și să înțeleagă. De ce spun aceasta? Pentru că Partidul Națiunea Română la ora actuală lucrează la o acțiune cetățenească în care noi dorim să limităm numărul, procentajul cu care un guvern poate să formeze guvernul executiv, adică un guvern să fie format în loc de 51% printr-o alianță care dă dovadă, loc la manevre, șantaje și tot ce vreți dumneavoastră, el poate să formeze guvernul cu 33%, atât am ajuns noi la un calcul matematic, după care el când se duce în în Parlament să îi se aprobe o lege, orice altceva, Parlamentul care este sectorul, așa cum a spus dumneavoastră, legislativ din România, el aprobă și dacă nu aprobă, guvernul se duce înapoi, lucrează. Vă dau care e cel mai mare risc și cred că o să vă schimbe total opinia asta. Nu cred. Ideea. Nu știți crezi. Care e? Da. Un guvern susținut de 33% din parlamentari, în condițiile în care se formează în Parlament un grup de 40%, e oricând predispus să fie demis prin moțiune de cenzură. Și atunci vă spun eu, dați-mi voie. Atât dumneavoastră, cât și alții imediat sar și spun nu se poate, nu e bine, fără să gândească în amănunte. Partidul Națiunea Română gândește la ora actuală prin
reprezentanții lui prin lawyer și așa mai departe, la toate aceste aspecte și vor fi puse pe hârtie în ordine cronologică, situație pro și contra. Constituția, da, de ok, acolo. În sfârșit a spus ceva bun. Păi da, da. Să vedem Constituția, cine modificarea asta. Ok, noi o propunem poporului. Noi o propunem Parlamentului, noi o propunem o formă bună ca nu să ajungem la apoi, acum cum suntem acum în situația aceasta, socialiștii care sunt împotriva proprietății private și liberalii care sunt pentru proprietatea privată, cum pot ei două să... Secunde, mă rog, da. Domnul Nicolae Petschivski, deputat din partea minorității ucrainiene în Parlamentul României, bună seara, domnule deputat! Mulțumesc pentru faptul că intrați în legătură cu noi și pentru că v-am prins într-o zonă în care aveți semnal. Spuneți-mi, vă rog, unde sunteți, care este situația și la ce să ne așteptăm în continuare? Uitați, chiar în momentul de față sunt în județul Botoșani, la centrul de refugiați al Uniunii Ucrainenilor din România, unde sunt cazați cei care au fugit din calea războiului. Vizitat de asemenea și celelalte centre pe care le-a pus atribuția Uniunea Ucrainenilor din România în județul Suceava. În momentul de față, toate aceste centre sunt la capacitate maximă. Suntem nevoiți chiar să suplimentăm numărul de paturi, astfel încât să putem să cazăm persoanele care solicită acest lucru în această grea perioadă prin care zice poporul ucrainean. Da. În continuare, din Ucraina trec foarte mulți cetățeni și nu numai către România? Fluxul de refugiați este la fel de mare? Astăzi a fost un flux oarecum mai scăzut față de zilele trecute, dar aici depinde foarte mult și de felul în care reușesc să se adune refugiații, cei care mă refer la cei din Ucraina. Noi discutăm despre două tipuri de refugiați. Discutăm despre refugiați din România, adică cei care tranzitează granița, și discutăm despre refugiații din Ucraina, cei care s-au stabilit din zona de est și zona Kievului, în zona de graniță a țării, și aici mă refer în regiunea Ivano-Frankivska, Carpatia. Și atunci, bineînțeles, inclusiv acei refugiați, Uniunea Ucrainilor din România îi sprijină cu materiale de primă necesitate, și aici mă refer la materiale de dezarmament, materiale neperisabile, detergenți, de curățenie, de igienă și așa mai departe. Și, bineînțeles, același lucru îl realizăm și aici. Mai mult decât atât, punem la dispoziția refugiaților inclusiv mijloace de transport pentru ca aceștia să se poată deplasa în localitățile sau, mă rog, în statele unde aceștia au rude. Noi, când discutăm despre refugiații care trec prin România, în general, marea majoritate lor merg în țările occidentale, doar puține persoane rămân în țara noastră. Cer azil politic, da. O întrebare, până să... Cum apreciați atitudinea autorităților române și mai ales a cetățenilor români în a fi solidari, a sprijini din toate punctele de vedere cetățenii care intră în punctele de frontieră din Ucraina către România? Așa cum am și spus și în zilele trecute, într-adevăr, toată lumea, tot poporul român a fost extrem de solidar în această grea perioadă cu poporul ucrainean. Bineînțeles, autoritățile cadetice care dată au dat dovadă de profesionalism, s-au mobilizat foarte bine, motiv pentru care absolut toate formalitățile de la punctele de trecere a frontierei se realizează într-un timp extrem de scurt. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, au ajutat, au donat, au venit cu un gând bun, cu o faptă bună și au pus la dispoziție casele pentru a-i găzdui pe refugiații care s-au ascuns în țara noastră de război. Și, bineînțeles, cred că toată lumea, toți liderii în momentul de față, au dat dovadă de o solidaritate nemaipăzită, o solidaritate de care cred că avem cu toții nevoie în această perioadă extrem de complicată. Domnul John Ion Banu Mușcel, președintele Partidului Națiunea Română, vrea să vă adreseze o întrebare.
Nu cred că vreau o întrebare, vreau să vă spun că sunt pentru, sunt de acord că ucrainienii se confruntă cu o situație deosebit de grea, îmi pare rău pentru dânsii, nu vreau să spun nimic din ce se spune înainte că au căutat-o sau n-au căutat-o, guvernul e cu ei sau nu e cu ei, și sunt foarte bucuros că românii și mai ales și dumneavoastră care sunteți acolo ajutați pe acești refugiați. Și eu am fost odată refugiat, sau mai mult, să zicem, emigrant, și știu ce înseamnă a trece prin aceste perioade în care ești silit să pleci cu o valiză după o muncă de-a ta. Deci sunt foarte simpatetic cu poporul ucrainian. Domnul Ovidiu Uduzeu, da, care este vicepreședinte Mișcarea Pământul Strămoșesc, al cărui președinte este domnul Călin Georgescu. Vrea să vă întrebe ceva. Am o întrebare pentru dumneavoastră, fiindcă și eu am trecut prin aceste proceduri de refugiat politic și știu, am întâlnit refugiați de război. Cum se face procesarea lor? Adică există probleme cu actele? Că ei vin, au pașapoarte, vin cu buletinul ucrainian, vin fără acte. Se face o diferență între toate aceste categorii? Bineînțeles, la punctele de trecere a frontierei există un astfel de, ca să spunem, de departament care verifică toate aceste proceduri. În momentul de față, cei care tranzitează primele țări, adică țările care se învecinează cu Ucraina, pot să fie găzduiți doar în baza pașaportului ucrainean. În schimb, dacă doresc să treacă mai departe, atunci, într-adevăr, aceștia au nevoie de un pașaport biometric. Bineînțeles, absolut toată lumea sau marea majoritate a lor dețin documentele necesare. Autoritățile noastre sunt pe poziție astfel încât să poată să fie efectuate toate procedurile necesare, astfel încât persoanele persoanele refugiate să poată să tranziteze țara noastră sau să rămână în țara noastră legal. Deci nu sunt lăsate persoane fără acte, fără niciun fel de acte, documente. Nu. Da. Mulțumim mult pentru intervenție, domnule deputat. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Să dea Dumnezeu să fie pace și să sprijinim cum putem acest popor rău încercat în aceste momente. Mulțumim mult, succes în continuare. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru solidaritate și pentru felul în care susțineți poporul ucrainean. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi. Mulțumim. Domnul John Ion Barnu. Revenim discuția. Revenim la ce a spus. Da. Tot ce este important să știe că noi, Partidul Național Română, lucrează pentru un asemenea proiect de lege care să fie supus cetățenilor pe aprobare înainte Parlamentului și așa mai departe. Da. Și cu toată sinceritatea noastră, cu toată profesionalismul celor care lucrează la el, vă asigur că este un proiect de lege care va rezolva multe probleme în România. Bine. Dar să revenim la ce m-ați întrebat, cele întrebări. Nu, o singură constatare vreau să fac aici. Vără. Deci, problema de care vă veți lovi este una singură. Ca să inițiezi o propunere de revizuire a Constituției cetățenească, trebuie să formezi un comitet de inițiativă la notar. Nu e o problemă. Să ai 500.000 de cetățeni cu drept de vot, la fel nu e o problemă, însă se pronunță Curtea Constituțională din oficiu asupra inițiativelor de revizuire a Constituției. Și dacă această revizuire spune că încalcă principiul separației puterilor în stat, nu mai ajungeți la niciun fel de... Vă asigur eu că v-a trecut pentru că nu încalcă nimic din acestea. Și hai să răspund acum, adică vă știm exact ce faci. Vă transformați și este constituțional. Și este în binele poporului. Asta în stabilitatea politică din România este în general ceea ce haide poporul să nu trecem România. În alte să nu trecem în alte și opinia al domnului imediat. Iordache și al domnului. Păi stai să vă răspund la cele trei întrebări. Imediat, că am deschis acest subiect, domnul Iordache. Vedeți plauzibilă această modificare? Vă rog. Opinia dumneavoastră. Constat este că domnul Banu, ca orice politician, promite. Și eu,
consider că este și bine intenționat. Este. Dar, cum se spune, drumul spre iad e pavat cu intenții bune, domnul Banu. Calea juridică este alta decât promisiunea. Calea juridică este aceea consfințită în legile statului și în principala lege a statului, cea mai importantă între ele, Constituția. Atâta timp cât în România astfel de persoane... Două secunde. Politice, vă rog. Țineți-vă ideea. Domnul George Șișcu, deputat din partea PNL în Parlamentul României. Bună seara, domnule deputat. Ce s-a mai întâmplat în punctul de frontieră de la Isacea? Pe unde sunteți? Care mai este situația acolo? Vă rog. Bună seara. Bună seara. Mă bucur să vă rog și să vă rog pe invitații dumneavoastră și pe telespectatori. Am ajuns acasă. Da. Astăzi, la Isacea, astăzi... Cam 1.500-2.000 de persoane, zic eu, că au trecut. Puțin, cu tărea apelor. Dar problema, reamintesc, nu este aici. Astăzi a fost o inspecție de la Autoritatea Vamală și am înțeles că au plecat mulțumiți de cum decurg lucrurile aici, numai că dincolo, pe malul ucrainean, formalitățile sunt foarte, decurg foarte lent. Rest, ce să vă spun, un eveniment la ultimul BAC a trecut pe la ora 18.30, cred. A venit și o persoană bolnavă, am înțeles că a făcut un infarct, a fost stabilizată în Ucraina și a preluat pe o ambulanță de-a noastră, a dus-o la spital la Tulcea. Da. Ajutoarea continuă să vină, însă autoritățile au hotărât și bine au făcut să trimită ajutoarele primite din țară. Foarte multe, să știți, în continuare. Mâine, doar ce am încheiat o discuție cu un coleg de-al meu din Sibiu, vin cu, de la o primărie din Sibiu, cu două tiruri. Astăzi au trecut dincolo trei sau patru tiruri, cred, încărcate în Tulcea, în județul nostru, către Orovca, Ismail și spre Odessa. Sperăm că vor ajunge. Da. Așa, din ce ați observat, care este starea lor de spirit după atâtea zile de conflict, de război? Ce să vă spun? Continuă să fie foarte speriați și oamenii vin cu bagaj foarte puțin. Să știți că pleacă îngroziți de acolo. Vedeți, o familie de bunică și bunic cu 2-3 nepoți, cu un singur troller și cu pățurile. Este cum ce se întâmplă, ce să vă spun. Sunt aici primiți și oamenii văd că apreciază treaba asta. Corturile au fost dotate cu încălzire. Mulțumesc și eu, ca și ceilalți colegi ai mei din Tulcea, Consiliului Județean Hunedoara, care a trimis două corturi mari. Unul s-a instalat, este și o ambulanță de la dânsi aici. Oamenii, vă spun, vin foarte speriați pentru că circulă zvonul ăsta că se apropie dinspre sudul Ucrainei, spre Odessa. Și noi aici la Tulcea ne îngrozim că poate să ajungă până la gurile Dunării ca să facă probabil o jocțiune cu Transnistria. Da. Domnul Ovidiu Huduzeu, care este vicepreședinte Mișcarea Pământul Strămoșesc, vrea să vă adresez o întrebare. Da, vrem puțin mai multe amănunte să ne dați, fiindcă noi nu, vă dați seama, nu avem o imagine reală a ce se întâmplă acolo. Deci a spus că acești refugiați sunt speriați, vin speriați, dar este o percepție a lor, adică nu li s-a bombardat casele, nu și-au pierdut casele, nu curg bombele, cum se întâmpla în Kosovo, de exemplu, unde era... Deci, deocamdată, noi vorbim deocamdată, ce s-a întâmplat în viitor... Ne înțelegem, deci, refugiații care trec la Isacea nu sunt numai din Bugeac și din zona apropiată de județul nostru, ei vin și de la Harkov și de la Kiev și de la... Probabil unii dintre ei și-au pierdut și casele. În schimb, cei care mai vorbesc românește, care sunt din Bugeac, din zona Ismail, până în Odessa, unii care știu românește, fără discuție, aici s-a bombardat numai o stație radar lângă Ismail. Dar groaza persistă și... Da, am înțeles, da. Dar sunt persoane care vin și de la Kiev, și de la Harkov, și la Dnepr, din zona aceea, Lugansk și
Da. Deci sunt persoane din, cam din toată Ucraina, nu de local. Sigur de la că Ucraina, da, sigur că da. Fiecare da. Probabil își alege un traseu unde consideră că poate să ajungă mai repede și unde aud ei că formalitățile sunt mai legere. Repet, Isaccea este un punct de frontieră un pic diferit de celelalte, pentru că nu vin un flux continuu, ei așteaptă pe mal să umple bacul și exact. Trec la câteva ore aici. Da. Am o întrebare. Au fost tot felul de relatări despre străini din Pakistan, din India, din care au venit din Ucraina. Da. Și aici sunt, da. Cine sunt acele sunt, persoane? Păi, vă spun acum ce declar ei. Unii spun că sunt studenți, unii sunt refugiați în Ucraina, din Siria, din Afganistan. Am găsit chiar, eu m-am ocupat de o familie să ajungă la București și mi-au spus că sunt de naționalitate afgană și au plecat de mult din Afganistan, de câțiva ani deja și făcuseră un rost în Harkov, am înțeles. Și acum erau la Isaccea, au stat o seară sau două, cred, la comunitatea ucrainenilor la sediu la Tulcea și i-am trimis la București, urmând să ajungă, am înțeles, în Norvegia undeva. Dar sunt și indieni, sunt și nigerieni, am văzut, pentru că mi-au zis că sunt studenți la medicină acolo. Și s-au cazat pe banii lor spre onoarea lor, au zis nu, avem bani și nu vrem să vă încărcăm și noi cu o grijă în plus. Așteptăm să plecăm la București și să plece spre țară sau nu știu unde, în Europa. Dar sunt oameni care au sunt acte. Persoane, sunt. Sunt primite și persoane fără niciun fel de act? Acum, eu vreau să mă înțelegeți că respect și eu niște reguli acolo, nu pot să intru peste vame, nici nu este normal și oamenii au, dar probabil sunt, n-am auzit, nu cunosc, dar o rezolvare trebuie să existe pentru fiecare din ei, nu putem primite înapoi, vă dați seama. Da, da. Ce veți face zilele acestea, domnul deputat? Ce aveți deci în plan? Mine urmează să mă duc la Isaccea cu un ajutor din partea primăriei Baba Dan. După amiază îl aștept pe colegul meu de la Arpașul Mare de la Sibiu, dar ce am discutat cu colega mea Turcan și mi-a explicat cam când o să ajungă domnul primar cu ajutoarele și ne facem și noi utilii cu ce putem, fără să ne suprapunem eforturile cu eforturile autorităților, care, vă repet, își fac datoria pe deplin, începând de la Crucea Roșie, vă spun, și acolo a intrat în acest carusel și o să vă spun, sortează ajutoarele primite pentru a le împărți cum trebuie. Dar vreau să rețineți că ajutoarele au început să treacă dincolo, unde este nevoie de ele. Până acum, până ieri, alaltă ieri, stăteau pe malul românesc și oamenii cât să primească când vin? Vreau să treacă mai repede, să plece și luau sandvișuri, apă, ceva. Dar acolo au fost aduse acum pături, radiatoare, lanterne, medicamente, dar mai mult fașe, chestii pe care mulți le pot lua din farmacie fără rețete și fără antibiotice, ceva de genul ăsta. Mulțumim mult pentru intervenție, domnule deputat. Vă doresc succes în continuare, felicitări și să rămânem în continuare solidari cu poporul ucrainean. Numai bine, seară frumoasă în continuare. O seară bună și numai bine. Domnul Iordache, v-am întrerupt vis-a-vis de ceea ce a spus domnul Banu, că propune în modificarea Constituției și în sistemul de a angaja guvernul în relația cu Parlamentul din punct de vedere legislativ. Vă rog. Eu urez succes domnului Banu și să sperăm că o să aibă și timpul și poziția în care se poate face acest lucru. Sigur, cu toții ca oameni politici ne dorim binele acestei țări, cel puțin despre mine, atâta știu, și sunt convins că și domnul Banu la fel. Trebuie doar găsită calea, identificată calea, foarte dificil de găsit în hățișul acesta realizat bine în ultimii 32 de ani, de bine că nici nimeni nu se mai poate descurca. Dar să revin, să trecem peste... întrebați de interesul Germaniei în această
imediat ca să răspundă și domnul Duzeu și apoi revenim la toate acele aspecte. Vis-a-vis de propunerea domnului, de fapt, a Partidului Națiunea Română, că nu e propunerea domnului Ban. Credeți că este posibil? Adică în condițiile actuale, în condițiile în care în Constituție spune că aici trebuie modificarea la 103, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor care au o reprezentare parlamentară. Citez alineatul 2. Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere Parlamentului pentru programul și pentru lista de guvernare. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Deci, dacă președintele României desemnează un candidat, asta vreți să faceți dumneavoastră, în urma consultării partidului care a câștigat alegerile, bănuiesc că asta vreți să spuneți, sau care a obținut 33%, 35%, atunci trebuie să meargă în Parlament care se acordă votul de investitură cu cât? Tot cu jumătate plus 1 sau cu 33%? Domnul Sultan, ca să vă răspund și doamnelor și domnilor. Aceasta este o propunere pe care noi o studiem. Nu există faptul că avem o Constituție acum care spune X, Y, Z, nu înseamnă că noi vom urma același drum X, Y, Z. Noi o modificăm. Deci vă asigur că modificarea este făcută atât de logistic, atât de logic, atât de uman, încât nu va putea să fie niciun parlament, niciun președinte, niciun CCR care are bune intenții pentru bunul mers în continuare a României, nu va avea de ce să spună nu e bine să ne... Dar au dreptul, și vă răspund imediat și la aia, au dreptul să ne dea completări, să ne arate, dar în niciun caz vă asigur eu că nu o facem cu rău intenții dacă noi considerăm că ar duce spre instabilitate, spre un birocrație, există și altceva, nu am practicat. Cum v-a venit această idee? De unde până unde? De unde credeți dumneavoastră? Domnilor și doamne, de unde credeți? De la această alianță PSD-PNL, care este atât de nefirească, așa cum am spus. Este ca și cum ai un grup din regnul vegetal și un grup din regiul animal care zice face o producție în Sahara. Ok? Nu se vor înțelege niciodată ce se producă și se canibalizează. Greșiți. Da, domnul Dumnezeu, ce să înțeleg? Să înțeleg extraordinar. Nu există nicio diferență ideologică. Veci vor fi frații. În România nu există niciodată. Dar cine sunt frații? PNL și PSD. Nu am mai vorbit de socialiști. Vă rog, domnul Dumnezeu. Socialiștii și capitaliștii, vai de mine. Nici ei nu socialiști, nici ei liberali. Da, sunt niște... Ce socialiști ați văzut dumneavoastră? Poți să mai spun ceva? Vă rog, mingea este în curtea dumneavoastră, domnilor și doamnelor, doamnelor și domnilor cetățeni. Dacă dumneavoastră veți considera că PSD-ul și PNL-ul sunt frați, nu poți să le facem nimic, țineți-i în continuare, asta este și așa mai departe. De 30 de ani electoratul contează, trește de blocaj. Nu contează. Se schimbă totuși. Nu contează. 100 de ani trebuie să fie. Electoral. Domnul Duzeu, pentru aceasta este ce Constituția spune, de în 4 ani, poporul poate să schimbe opinia. Exact. Dacă nu vor să-și o schimbe și stăm înțepeniți în același format, asta avem și eu mă duc înapoi în Florida. Sunt multe. Eu am aflat, chiar am participat la niște proiecte de acestea civice de modificare a Constituției. Este Cojocaru, este acum inițiativa Legea Suveranității al domnului Chitic. Am fost de față la Legea Suveranității al domnului Chitic și am văzut despre ce este vorba. Este departe de a fi... Știți, asta e problema. Fiecare spune, nu, aia, a mea e mai bună, a mea e mai bună. Bună, nu. Problema este că ignoră că nu le dă voie Constituția. Noi lăsăm poporul să spună dacă e bună. Constituția este foarte greu de schimbat. Să spună poporul, să spună Parlament. Da. Și, în primul rând, stați puțin, de 2 ani de zile, România este condusă de domnul Rafila și de domnul Arafat. Adică, de ce vorbim? N-aș spune așa ceva. Bine, nu știu dacă e neapărat, dar decizia de multe ori de la ei pleacă. Uitați-vă acum. Sunt puși acolo guvernului și reprezentanții poporului puși acolo să ia decizii.
Bine, există, reprezentantul poporului este domnul Rafila, că a fost ales în numai regiunilor din 2020. Păi, prin exemplu, și domnul Putin, domnul, la fel. Răspunde exact, acele trei întrebări, haide să care le-am uitat. Haideți să vedem. L-am uitat, deci, care prima există întrebare. Bun, da. Trecem peste această inițiativă, dar vă promit mai revin, să facem, că e o chestie foarte bună. Facem o emisiune numai pe asta, această temă. Atunci când este mai bine scrisă și este și o pot să vin cu un drag și cu oameni care susțin. Exact. A, așa. Deci ați auzit punctul de vedere al domnului Buduzeu. Da, și al domnului Iordache. E bun. Haideți să revenim la oile noastre, cum se spune. Da. Domnul Bagă, întrebările mele erau în felul următor. Cum preconizați dumneavoastră că acest conflict se va încheia în condițiile în care există temerea că Germania este pe o poziție pe nisipul mișcătoare, având în vedere relațiile economice speciale pe care le are cu Rusia? Vă rog, și apoi domnule. Eu cred că deja am pierdut, ca să spun așa, o predicție. Eu am spus că acest conflict se va încheia marți care a trecut, pentru că mă așteptam ca oamenii în bună credință pentru poporul lor, pentru tot ce se întâmplă, pentru pierderile care evite, în fiecare minut se întâmplă, să iasă și să discute asta. Deci am pierdut. Dar sunt optimist că se va rezolva cât de curând, se va rezolva la masa tratativelor și, dacă mă întrebați cum iese, sunt convins că Rusia, Federația, va lua o bucată din Ucraina. Asta este, dar se va termina cu pierderi nu chiar atât de mare cum se anticipează, cum se vorbește, cum se anunță. E o chestie de percepția mea asupra acestui conflict, dar Ucraina va ieși ciuntită. Domnul Iordache. Ce să zic, este genul de război postmodernist în care nu vom avea nici învinși, nici învingători. Iată că, din nou, este demonstrat că o conflagrație din aceasta majoră nucleară între implicate cele două mari puteri nu este posibilă. În schimb, se poate lupta așa, fără sens, fără nicio logică, până la epuizare. Ce vreau să vă spun despre poziția Germaniei este că astăzi, chiar astăzi s-a întâmplat ca domnul Robert Heck, care este ministrul energiei din Germania, să facă o declarație surprinzătoare și asta ne demonstrează încă o dată poziția slugarnică în care ne aflăm noi, statul român. Acest Robert Heck declară că atunci când e vorba de independența energetică, pragmatismul trebuie mai presus decât orice chestiune politică și anunță cu această cale, și o să vă citez, pragmatismul trebuie să fie mai presus de orice hotărâre politică, securitatea în ceea ce privește aprovizionarea trebuie garantată, ca atare vor prelungi funcționarea pe o durată nedeterminată a tuturor centralelor pe cărbune din Germania, timp în care noi, la insistențele Germaniei, am închis termocentralele. Da. Domnul Florin de Câmpina, bună seara! Bună seara! Rapid, întrebări! Vă rog! Poftim? Întrebări concrete! Vă aștept! N-am voie să spun ce a spus Nicolae Velimirovici, cine ar trebui să conducă lumea? Vă rog, asta când a spus-o, rapid, spuneți-o. Păi a spus-o când a trăit el la războiul la primul război mondial și a zis așa, că sfinții ar trebui să cărmuiască neamul omenesc, nu mari oameni ai lumii, ci sfinții. Dar când toți oamenii se sfințesc, nu va mai fi nevoie de ocărmuitori speciali, nici de autoritate de stat, de lege, de pedeapsă. Toți oamenii vor face cele mai presunte datorie și toți vor fi fericiți într-o fericire aproape lui lor. Lupta pentru dreptate este un stadiu mai de jos în istoria omenească, este o luptă sălbatică, dar va veni o luptă pentru cele mai presunte datorie. Și el, dacă mă lăsați, adică nu oamenii pătimași, plini de păcate, toți mincinoșii și toți alți plini de alte patimi, nu ăștia trebuie să conducă, pentru că cei care au condus... Dacă pe ăștia alegem... Pe ăștia alegem, votul. Cei care au condus lumea și sunt de această natură, să vede lumea cum e de când e condusă de oameni ăștia. Și principiul, ci că toate sistemele și tiparele necreștine înseamnă interesul meu mai întâi și apoi al tău. Întâi eu,
și neamul meu și rasa mea. Domnul Banu are altă idee. Domnul Banu, mă să vă spun asta și scăpați de mine. Vă rog. Gândul ăsta creștin care îl spune Nicolae Velimirovici este așa. Cel conducătorul unui popor să gândească așa. Tu și neamul tău și rasa ta mai întâi și apoi eu și națiunea mea și rasa mea sau fericirea ta mai întâi și întru fericirea ta și fericirea mea. Sfințenie mai presus de toate, sfințenie adevărată care cuprinde bunătate și jertfă. Deci de-aia e nevoie noi, oamenii, dacă mergem către acest, cum am zis noi, cultură, civilizație, progres, modernism și toate, multiculturalism, toate idealurile astea, tipurile da. Ale unei societăți. Am înțeles. Așa, vom vedea. Dacă nu punem la bază credința adevărată în Dumnezeu, cum a spus Teofan Zăvorâtul, și cu asta o să urle mulți, în afară de Biserica Ortodoxă nu este adevăr. Să păi să vă spună domnul Banu. Nu uitați, domnul Florin, că procedând așa cum a spus dumneavoastră, unul dintre sfinți a terminat răstignit și a aruncat și lovit cu pietre. Nu, dacă ei ar... Dacă haideți să dispărăm națiunea. Da, așa e. Lumea, corect. Lumea bine. Noastră să ia după fentă. Oricum, lumea va fi cu totul altfel după ce se va încheia acest conflict. Vom vedea cum. Mulțumim mult, sănătate, seară frumoasă. Să trăiți. Domnul, dacă mai... Aveți ceva de adăugat că v-am întrerupt în legătură cu atitudinea Germaniei? Da, vă spuneam care este atitudinea de egalitate în interiorul Uniunii Europene, în care noi am închis toate termocentralele, am pus pe butuci industria minieră, am făcut o grămadă de mari eforturi și am distrus foarte mult din ceea ce au construit antecedenții noștri, pe când, iată, Germania, atunci când este pusă în fața aceste situații de politică pe care au preamărit-o verde, ne spune că, de fapt, politica verde e mai puțin importantă. Da, e o declarație a unui ministru. Nu, nu e declarația, putem... prelungit. Da, am înțeles. Da, e o declarație, okay. E o declarație a ministrului de resort. Atitudinea și vreau să o completez pe dânsul din nou. Da. Să ne amintim de Trump, care a stat la masă cu Uniunea Europeană și a spus de ce noi, americanii, trebuie să vă dăm vouă ceva când voi dați bani la ruși. Vreau să vă întreb ceva. Trump, da, care Trump a avut o relație foarte bună cu Putin, după câte înțeleg, pentru că tot... El nu avea o relație de Putin, de prietenie. Nu de prietenie, o relație a avut o prietenie de bună înțelegere. De bună înțelegere. Da? Și el a spus, când voi dați, ați luat și nu faceți energie nucleară în scopuri comerciale. Și doamna Merkel a spus, noi să avem pe Zeus al vântului, nu-l cunosc care este Zeus, am uitat, Zeus oarecare, Euros, ne trebuie, Euros, ne trebuie Euros. Să sufle tare în turbine, să facem o energie foarte greu și scumpă. Și atunci voi dați bani la ruși, îl încărcați cu ruble, nu cu ruble, cu dolari și cu euro și el face ce face. Deci iată, de asemenea, cum se spune în românește, interesul poartă fesul. Ruși, nemții, abia aștept, ei nu vor să n-aibă economie, să înghețe. Și vă mai amintesc, francezii în 1970 și toamna, 75, nu știu când, au spus better red than dead. Mai bine roșu decât mort. Deci nu contează chestiile acestea de naționalitate, de cine e. Când e vine la pandemie, nemții spun, noi nu vă dăm medicamente la români, întâi nouă. Nu contează că eram în Uniunea Europeană. Deci are dreptate domnul Iordache când da. Spune că americanii ar trebui să-i forțeze pe nemți să renunțe la terminarea conductei. Cum să fac asta? Nu, păi, nu știți că și astăzi președintele Klaus Iohannis
prezent alături de Ursula von der Leyen și ieri în conferință de presă a zis să facem cumva, să nu mai fim dependenți de să, o independență energetică. Asta știți cum se da, este, asta să fie bine ca e, să nu fie rău. Este populism, domnul, este populism ieftin, nu populism. Populism. Aproape, că, să vă mai spun, aproape că începe să-mi pare rău că domnul Banu pleacă săptămâna viitoare din România, pentru că de fiecare dată când ia cuvântul crește audiența pe Facebook. Da. Cred că spune, vine cineva și zice nu, să nu plece până noi prim să-i dați ceva. Și vă mai spun încă un lucru. Dați-mi voie. Sigur. Că vin mereu cu fapte concrete, ce se întâmplă în realitate. Mai prezident, care nu este, nu l-am votat pe Biden, a început, l-a înjurat pe Biden, a făcut, noi trimitem arme, trimitem ceva. Și ieri când a văzut că poporul american a spus ce căutăm noi acolo, acum zice noi nu mai trimitem aia, nu trimitem aia, nu ne interesează, este problema voastră. Nici măcar n-a zis, well, dacă NATO face ceva, venim și noi. Deci ia câtă, încă o dată. Pas înapoi. Oare, un mare pas înapoi. Da, ucrainienii sunt foarte supărați. Domnul Dumnezeu, să-i dăm și dânsului cuvântul. Chiar vă rog. Deci, predicția mea. Acum da. Nu știm cum va fi. Singurul lucru care vă mai întreb ceva. Ați discutat cu domnul Călin Georgescu vis-a-vis de situația asta? Că dacă are și dânsul un punct de vedere, dacă împărtășiți același punct de vedere, da, dacă punctul, mișcarea neamul Strămoșesc deci, vede cu aceeași punctul, situație. Vă rog. Punctul de vedere a mișcării... Mai ales că domnul Călin Georgescu este suveranist, nu globalist. Adică merge pe acest principiu deci al suveranității. Mă rog. Ca să lămurim aspectul ăsta. Să repetăm ce s-au lămurit fel de fel, s-au exprimat fel de fel de situații. Ca să fii proruși, ca să fii nu știu cum. Sunt ca pe listă deja. Păi, haideți spuneți, ca să deci, audă telespectatorii. Deci s-au făcut liste, circulă liste pe internet cu putiniștii. Și numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. La care numărul eu sunt la ult, că sunt updatate, sunt de unde până unde ați ajuns dumneavoastră acolo? Sau sunt la numărul 2, nu cred. Sunt, ba da. Și eu sunt la eu sunt la 12, da. La numărul 12 și domnul Călin Georgescu la 14. Da? Așa. Da. De ce? De ce sunteți dumneavoastră acolo? Nu, eu aș fi curios de ce sunteți mai putinist decât domnul Georgescu. Dacă e 12 cu 14. Nu, dar eu sunt vechi. Mă rog. Acum 10 ani eram pe lista lui Dugin. Am înțeles, pus, da. Nu l-am cunoscut niciodată pe Dugin. Revenim la actualitate. Așa. Hai să începem să definim un pic ce înseamnă putinism. Bun. Că nu înțelege da, nimeni. Da, hai să încheie subiectul. Da. Să lăsăm și pe domnul Huduzeu să-și confează până la capăt. Deci în România se fac liste. Domnul Palona, întreb cel ca în anii 50. Vă dați seama ce ar însemna ca acești oameni chiar să aibă putere sau să li se spună că este chiar... Dar dacă vorbiți de o listă, cine a făcut lista? Uite, cine a făcut lista asta? Cine a făcut-o, vă dați seama că are are destulă putere ca să o facă să circule pe tot internetul. Cred că și internetul. Eu pot să fac o listă și o pun pe Facebook. E, nu dar e da, dar nu e aici. Problema este pe Facebook, domnul Banu. Credeam că a făcut o listă pe agenția prezidențială sau păi cum să eu știu, din listă. Păi, domnule, aici am vorbit stați puțin, dar sunt preluate de... de mass media. Să e problemă, nu? Deci nu e adevărat. Asta e poziția dumneavoastră. Domnule, o listă de putiniști și nu e adevărat. Da, e și Cristoiu. E foarte simplu. Da. Bun. Poziția vis-a-vis de această situație, vă rog. Bun. Deci eu cred că va exista o victorie decisivă rusească. Din păcate, cred că va fi o victorie care va produce tot în final și multe pagube, și pagube materiale. Umane și materiale, nu? Foarte mari. Umane, important. Rușii și copii, și oameni până vinovați. Acum au dovedit că întreaga lor strategie a contrazis toate așteptările Occidentului și așteptărilor Occident. S-a mizat pe... Toată lumea a zis că va fi un război rapid, că rușii vor... Și că nu vor opune și rezistență nu vor opune și, ucrainienii, probabil.
Nu vor înțelege niciodată nici istoria, nici acțiunea rușilor. Stați să fim, să fim bine înțeleși ce înseamnă. Deci poate, populația poate să opună rezistență. Poate să existe, cum să spun, o rezistență la nivel de partizane. Să nu uităm că în Ucraina există totuși foarte mulți mercenari care luptă. Dar aceștia nu pot să învingă o armată și, care și are dotată și pregătită și, dotată și, pregătită și, mai și la Cecen, la până acum Kadyrov. Se pare că armata rusă a distrus centrul de comandă, deci creierul, comunicațiile dintre armate, deci nu ne mai aflăm la bătălia de la Kursk, da? Ceva ce s-a întâmplat și la noi în 90. Da. Au distrus creierul. Da. Ce vreau să vă precizez, că să știți că nu neapărat câștigarea războiului înseamnă o victorie pentru Rusia. Nu. Așa. Asta pe plan militar. Cum ați spus, asta nu înseamnă că o victorie chiar decisivă pe plan militar va schimba soarta Rusiei sau va îmbunătății. Fiindcă până la urmă războiul se va da pe plan, poate da, și aici pe plan economic. Este clar că se va trece la o lume multipolară. Numai acest război pune sfârșit lumii unipolare. Statele Unite și Occidentul trebuie să se obișnuiască că există și alți poli de putere mondială și toți acești factori trebuie să învețe să conlucreze pentru o lume în care, uitați, trebuie până la urmă să fim cu toți. Altfel, ori ne distrugea totală a planete, ori trăim cu toți. Un minut la fiecare. Așa. Domnul Banu, domnul Iordache, domnul Huduzeu. Domnul acest conflict va schimba sferele de influență la nivel internațional? Nu. Toată lumea, că nu sunt de acord cu dânsul, faptul că Rusia e o putere, se știa, sunt Statele Unite, China și Rusia, ăștia erau și, bineînțeles, puțin NATO. Deci nu se va schimba nimic în sfera aceasta, se va schimba geografia anumitor țări, dintre care și România undeva ar trebui să iasă câștigătoare. Deci, dar înainte de vă spun, încă o dată vreau să vă spun, nu plec din țară, nu mi-e frică de un război mondial, nu va fi un război mondial, deci sunt optimist pe chestia asta, și, dar îmi pare rău de pierderile umane care sunt în Ucraina. Da. Domnul Iordache. Ce să vă spun, domnul Banu la predicție are un avantaj major pentru că dânsul poate să dea cu banul. Ce vreau să cred este că întreaga omenire va învăța un lucru din această experiență, faptul că oricând poate să apară o dezaxare prezidențială care să ne aducă în situația aceasta a unui război, ba mai mult a unui război major, un război, cum a spus și Putin și cum susține toată lumea, fără niciun fel de câștigător, dar regulator de orgolii. Cât privește victoria, asta îi spuneam și anterior, chiar dacă vor câștiga războiul, rușii nu au obținut o victorie, rușii s-au declasat mult, instituția prezidențială rusă a scăzut în absolut din toate punctele de vedere de data aceasta. Vedeți că țara oricum ar fi într-o degringoladă monetară, economică, financiară, în toate felurile. Am văzut acum și exagerat cum se au ajuns să scoată pe Dostoevski cultura, ce trare cultura cu sistem american de războiul culturii. Mi se pare că suntem la fel din punctul acesta de vedere, dacă se procedează așa, nu demonstrăm altceva decât că suntem la fel, la fel de buni. Corect. Domnul Huduzeu. Da, cred că totuși se va face o resetare în acest, o schimbare a sferelor de influență. Eu nu văd că Rusia va pierde din punct de vedere economic, fiindcă Rusia acum are toate, are tot ce-i trebuie. Are resursele naturale în mână, are un parteneriat cu China, deci se poate lipsi foarte ușor de banii care vin din Uniunea Europeană.
vânzând energie Chinei și Indiei. Sau, deci trebuie să nu mai fim această privire eurocentristă. Trebuie să ne uităm unde este acum puterea, puterea economică. Puterea economică este în Asia. Da. Deci trebuie să ne, cum să zic, să privim din acest punct de vedere. Da. Deci nu mai putem să privim... Corect. 30 de secunde, domnul Banu. Puterea economică nu e Cât afectează aceste sancțiuni economice Rusia? Afectează probabil destul de mult, dar în același timp Europa este cea care pierde cel mai mult și eu, părerea mea este, poate sunt pesimist, dar Europa și-a început declinul. Da. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. O seară frumoasă în continuare, numai bine!